și lăudă pe Domnul cu o cântare. Se ivește solul celui necurat, Dumnezeu e tăria mea. Când armatele de Duhul Celul au întunecat, Dumnezeu e tăria mea. Când tot iadul stă în picioare, pregătit pentru război, și simt că sufletul se zbate prins în cursa mea, mă aplec în rugăciune și aștept ajutorul slavei. Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu are putere ca în cer și pe pământ, Dumnezeu e tăria mea. Tot ce în lume se întâmplă este scris și în cuvânt, Dumnezeu e tăria mea. Încercarea când e mare și se pare că mă îngroapă, întunericul e greu și nu mai pot vedea. Deși fruntea și genunchii, dar înalt spre cerul, Duhul Dumnezeu e scăparea mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul, tăria noastră. Mă gândeam atunci când am auzit această cântare cântându-se de către frați, oare în viața noastră de zi cu zi proclamăm autoritatea și puterea Domnului atunci când vrăjmașul se ridică împotriva noastră? Oare atunci când trebuie să înfruntăm acest sol al vrăjmașului, avem aceeași tărie și îndrăzneală să mergem înainte în numele Domnului și să călcăm în picioare întăriturile celui rău? Domnul vrea să fim astfel de oameni și zic ca El să ne binecuvânteze la aceasta. Cântăm această cântare, dar Domnul, cred eu, vrea mai mult decât atât. În viața noastră de zi cu zi să putem să fim mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. David în Psalmul 140, ca și în alți psalmi, era în încercări, era în probleme, urmărit de Saul, apoi probleme în casa lui, și vine înaintea Domnului în primele versete, așa cum facem și noi poate de cele mai multe ori, în primele 5 versete, cere protecția Domnului, cere ajutorul Domnului. Dacă vreți, e o rugăciune în care el oarecum își plânge de milă și îl roagă pe Domnul să-l scape, să facă ceva. Dar ce văd la David și cred că ar trebui să învățăm în această dimineață de la el,
începând cu versetul 6, el spune: Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ia aminte, Doamne, la grasul rugăciunilor mele. Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele. Frați și surori, noi avem din partea Domnului făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Noi avem din partea Domnului experiențele care El le-a lăsat în viețile noastre, ca și mărturii, ca și întărire, atunci când ajungem în ceasul încercării. Și aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze, să înțelegem în această dimineață că rugăciunea noastră nu trebuie să fie doar o rugăciune, dacă vreți, de apărare, doar o rugăciune în care să dăm înapoi, în care să cerem ajutorul Domnului, în care să rugăm ca El să ne păzească. Și Domnul ne vrea să pășim înainte prin credință, întăriți de făgăduințele care El ni le-a dat și să proclamăm biruința Lui în toate încercările noastre, lăudat să fie numele Domnului. Omului Dumnezeu Moise, care este scris aici în Evrei, în capitolul 12, unde sunt eroi credinței, în capitolul 11, spunea în versetul 27: Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. A înțeles această încredere care trebuie să o avem în Dumnezeu, nu bazată pe ceea ce vedem, nu bazată pe ceea ce simțim, ci bazată pe caracterul și credincioșia lui Dumnezeu, care nu se schimbă. Suntem în această dimineață în locul acesta și avem poate problemele noastre, frământările noastre, avem lucrurile care ne stau înainte și prin puterile noastre nu putem înainta, nu le putem birui, dar noi trebuie să credem din toată inima că Domnul este de partea noastră. Și David spunea în Psalmul 27, încrezător în Domnul care poate să-i dea biruință: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Cu cât mai mult, frați și surori, noi care suntem copii răscumpărați ai Domnului prin sângele care a curs la Golgota, trebuie să îndrăznim și să venim înaintea Tatălui Ceresc de plin încredințați că El este de partea noastră. Ne-a făgăduit lucrul acesta: până la sfârșitul veacurilor sunt cu voi. Și El este Cel care ne dă biruință. De aceea aș vrea rugăciunea aceasta care urmează, fiecare în dreptul nostru, cunoscându-ne problemele, cunoscându-ne frământările, cunoscând înaintarea care o avem fiecare pe cale, să-L chemăm pe Domnul să ne dea putere să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Domnul ne cheamă să propășim, să înaintăm, și toate acestea nu le facem prin puterea noastră, dar Domnul ne-a pus la dispoziție puterea Lui. Mergem la El să o primim sau rămânem să ne lamentăm, să ne plângem de milă, să privim poate la vrășmașii care sunt ca și Goliat, atât de mari și puternici. Nu noi ne luptăm. Domnul este Cel care ne dă biruință, dar El vrea să ne ridicăm în numele Lui și să credem că făgăduințele Lui sunt actuale și în vremea aceasta, și Domnul așteaptă să venim și să pășim pe aceste făgăduințe ale Lui și să fim biruitori. Aș vrea să ne ridicăm cu toții, frați și surori, și așa cum am proclamat prin cântare autoritatea și puterea Domnului care e de partea noastră, aș vrea ca fiecare dintre noi, în dreptul nostru, să proclamăm aceeași autoritate a Domnului și în rugăciune și cu toată inima, cu toată puterea, să lăudăm pe Domnul care ne dă biruință și astăzi, lăudat să fie numele Domnului. Să ne rugăm cu toți.
locurile și lăudăm pe Domnul din toată inima. Este o dorință a celor care trec prin suferință, prin necaz. Luptele sunt de multe feluri, dar această luptă cu suferința este o încercare foarte grea. De aceea cuvântul Domnului ne spune să apelăm totdeauna la bunătatea și la
dragostea lui Dumnezeu care este totdeauna cu noi. În orice luptă, indiferent de ce formă ar fi ea, cuvântul ne îndeamnă să apelăm la Domnul care poate. Pentru că luptele acestea vin din multe feluri și sunt de multe feluri. Dar în toate vedem mâna lui Dumnezeu că este la lucru și sunt oameni care au văzut, văd și vor vedea că Dumnezeu rămâne credincios. Și cuvântul Domnului ne spune, chiar dacă avem toată armătura, armura aceasta unui credincios, spune cuvântul, eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu, ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne, Dumnezeul tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Totuși, chiar cât am fi noi de puternici și avem armătura aceasta, Dumnezeu este Cel care ne vine în ajutor în luptă. Doamne, dă biruință celor ce trec prin încercări în ziua de astăzi. Spunea salmistul și poți și dumneata să spui, spunea și Israel, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spun acum Israel, să spui oricare ai fi tu aici, în 11-a 2012, ce te-a făcut ca să ieși biruitor în lupte? Cum ai ajuns astăzi aici, în prezența Domnului? Recunoaște-L în toate pe Dumnezeu, că ți-a fost ajutor și sprijin. Nu știu care ți este dorința în această zi, dar roagă-te lui Dumnezeu. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ar fi venit valurile și ne-ar înghiți. Dar Tu ai fost lângă noi, slăvit să-ți fie numele. Îmi ridic ochii spre munți, spunea tot David în Psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul și care ne-a creat și pe noi după chipul și asemănarea Lui. Și într-o zi ne-a dat viață prin Fiul Său la Golgota, slăvit să-i fie numele Lui. Toți dacă ar fi împotriva mea, spunea salmistul, nu mă tem, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie în necazuri, în suferință. Pe cine ai în suferință în această zi? Pe cine ai lângă tine când treci prin necaz? Dacă există cineva apropiat, El este și se numește Dumnezeu, mărit să-I fie numele. Locul de adăpost, spunea prin Psalmul 91, locul nostru de adăpost este în turn la Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Biserică răscumpărată de Domnul, unde alergăm noi? Care sunt sursele care poate s-au epuizat? Sursa noastră a credinciosului este și rămâne în Dumnezeu, de aceea, Doamne, ajută-ne! Poetul spunea, și știți de ce sursa noastră este aici? Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. Poetul spunea la vremea lui, pot să se sfărâme munții în adâncul mărilor, de nimica nu ne temem, căci El este cu noi, Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Deci dacă există lupte, rugăciunea aceasta aș vrea să fie dependența noastră de Dumnezeu în luptă, slăvit să-I fie numele. Și poetul spunea, eu nu știu, Doamne, pentru că luptele au fost, există și vor rămâne. Eu nu știu, Doamne, unde încă îmi vei mai duce pașii mei, dar știu un lucru, căci Tu poți fi oriunde, lumină sfântă pentru ei. Să știi astăzi că Domnul este lângă noi. Și spunea, Tu ce știi? Și întrebarea care se naște, Tu ce știi despre Domnul pe care îl slujești? Știți ce spunea Iov la vremea lui? Când toți L-au părăsit, spunea, ce știi tu, Iov, că ți-ai pus nădejdea în Dumnezeu și iată cum ești acum? Și cei din familie și prietenii spunea, știi ce a spus Iov? Și aș vrea să spui și tu, care treci prin suferință, care ai scris biletul, care treci astăzi prin suferință sau ai alte probleme, spunea Iov, știu că răscumpărătorul meu este viu și că într-o zi, chiar dacă trec prin suferință, știu că răscumpărătorul meu este viu și la sfârșit se va ridica și îmi va fi binevoitor și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubind venirea Domnului. Doamne, dă-ne biruință și nouă astăzi și încredere în acest nume puternic al Domnului și Domnul să ne ajute, să ne dea biruință. Ne ridicăm în picioare și vom face această rugăciune pentru cei ce trec prin suferință, prin necaz și Domnul să intervină. Rog biserica să facă o rugăciune pentru sora
Matilda, care este în spital și care a trecut printr-o operație chirurgicală deosebită. Domnul Dumnezeu să poartă de grijă, să o întărească și să o vindece și să-i întăriască și copiii ei și să-i îmbărbăteze. Mulțumesc, sora Maria! Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să continuăm rugăciunea în dreptul fratelui Rațiu Pompei, ca Domnul să întărească și să-i dea biruință, Domnul să se îndure. Sunt frați de-ai noștri care trec prin suferință. Credeți că unitatea bisericii poate să ajute prin rugăciune aceste ființe? Eu cred că și Domnul poate, El poate, și mă rog ca Domnul să o facă în această zi. Apoi să nu uităm să ne rugăm în continuare pentru frații care au fost amintiți și încă mai trec prin suferință. Este fratele Baica, Dumnezeu să se îndure, să desăvârșească lucrarea în dreptul lui. Este fratele Cornel Hoza, Dumnezeu să se îndure de el. Este fratele Marinca, care Dumnezeu să-și desăvârșească lucrarea în sensul acesta. Apoi ne-a mai venit o solicitare aici și este după voia lui Dumnezeu, aducându-ne aminte că și biserica, ca noi să fim astăzi aici, de-a lungul istoriei a trecut prin probleme, prin necazuri, dar Dumnezeu a fost lângă ea. Știți de ce? El spune: eu mi-am zidit biserica și porțile locuinței morților nu vor birui. De aceea suntem tari prin credință în El, slăvit să fie Domnul. Și a trecut 40 de ani prin necaz, prin suferință, prin încercări, și Domnul a adus-o aici și El o va desăvârși până în împărăția dragostei Lui. Să ne rugăm și în sensul acesta. Și apoi solicitarea continuă și spune să ne rugăm și pentru frații care trec și care plecați în misiune în diferite țări, ca să ducă mesajul împăcării omului cu Dumnezeu. Dumnezeu să-i călăuzească, Dumnezeu să-i ferească, să-i ocrotească, mâna Lui să intervină în dreptul lor. Și de aceea îi mulțumim Domnului căci astăzi este cu noi și va face isprăvi minunate. Amin. Doamne!
Haideți împreună să dăm slavă Domnului, cântând și în acest timp să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre. Sub aripa ta de furtun mă ascuns, mâna ta mă atinge și îmi dă libertatea, prin har să trăiesc, nici nu pot să exprim cât te doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire. Caută inima mea, că-și tu ești cel mai minunat. Inima mea
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și slava și puterea în vecii vecilor. Părinte Ceresc, ne închinăm înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos. Credințați de faptul că orice dar bun și desăvârșit care ni se dă, se pogoară de sus de la Tine, fiindcă Tu ești Părinte al Luminilor. De aceea stăm aici în prezența Ta, sub privirile Tale, Părinte Ceresc, în numele Domnului Iisus, Te rugăm, mâna Ta cea binecuvântată, să o lași deschisă, în dreptul mirilor, în dreptul nuntașilor, în dreptul tuturor celor prezenți la părtășie. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl Ceresc, să lași ungerea Duhului Sfânt la rugăciune, la cântare, la vestirea Scripturilor, Doamne. Și fie, Doamne, ca și popasul acesta să fie un prilej, Doamne, prilej cu care numele Tău să se glorifice, biserica Ta să se zidească și împărăția Ta să se extindă. Credințăm slujirea aceasta și viețile noastre ale tuturora în mâna Ta cea totputernică. Și îți mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, că Tu ne iubești și ne asculți. Amin. Să reocupăm locurile și să ascultăm corul.
ziua pe care ați așteptat-o a sosit. Avem bucurie în această zi. În numele Domnului Iisus Hristos să vă salutăm ca mire și mireasă. Ziua anunții este o zi de răscruce în viață. Când împreună formați o celulă de sine sănătătoare, formați o nouă familie. E adevărat, urmează să vă separați, dar să nu uitați. Dacă prin căsătorie ne separăm, prin căsătorie nu ne izolăm. Dumnezeu să fie cu voi călătoria aceasta care porniți astăzi și binecuvântarea Lui să vă însoțească în orice clipă a vieții. Ne uităm la ei și ne bucurăm pentru ei. Sunt tineri și frumoși. Dar prea puțin realizează momente ca și acesta că pentru ca ei să arate cum arată și să fie ceea ce sunt, în dosul cortinii unde nu se vede, s-au adunat nopți nedormite, s-au adunat lacrimi, s-au adunat rugi care s-au înălțat înspre Dumnezeu și toate acestea pentru ca voi să fiți protejați, să fiți ocrotiți, să fiți călăuziți, să fiți păziți de atacurile vrăjmașe și pentru ca să puteți într-o zi ca aceasta împreună să puteți să fiți într-o casă de rugăciune. Asta e lucrarea pe care au făcut-o părinții. De aceea, în numele Domnului Iisus Hristos avem bucuria să salutăm cele două familii. Familia Brândău și familia Stanciu. Familia Brândău, tata Mirelui, ei vin din Borsec și familia Stanciu locuiesc în Alba. Acolo am înțeles că au venit din zona Brașovului, din Arubia. Oricum, ne bucurăm să vă putem saluta în numele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot ce ați făcut pentru copiii voștri și de ce nu și pentru ce veți face pentru ei în continuare. Pentru că, vedeți, prin căsătorie, familia nu se împuținează. Familia crește numeric. În familia Mirelui de azi intră și Mireasa, familia Miresei de azi intră și Mirele. Și familia crește, familia se îmbogățește. Numele Domnului Iisus Hristos avem bucuria să salutăm nuntașii care vin să-i însoțească și să putem să fim alături de ei în această zi de sărbătoare. Posibil că unii dintre dumneavoastră să fiți pentru prima dată la o sărbătoare care se organizează în felul acesta. Ați auzit multe spunându-se, vorbindu-se despre noi. În această zi aveți harul să ne vedeți aici. Cum ne comportăm, cum ne rugăm, ce învățăm, ce sfaturi le dăm celor care intră în viața de familie. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, pe toți cei care ați ales în această zi să fiți la părtășie cu Biserica Domnului Betel. Avem bucuria să vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos. Fie ca în continuare, prin tot ce se va face aici, mâna cea binecuvântată a Tatălui Ceresc să rămână deschisă în dreptul fiecăruia și El care poate să sature după dorință tot ce are viață. Amin. Haideți împreună să dăm slavă Domnului cântând, după care sora Daria Mureșa va înălța numele Domnului prin cântare, apoi sora Lidia Stanciu va continua să înalți are, după care corul bisericii va înălța numele Domnului. Dacă
fratele pastor Nemes din Alba este aici. Îl rugăm în timpul acesta să vină la cult. Viața mea cu tine bucurie, Doamne, tu ești tot ce mi-a rămas. Vântul dacă vor bate, nori de vor veni, Doamne, tu ești tot ce mi-a rămas. Sau lipsa, dacă vor veni, nimeni nu ne poate despărți. Viața mea e mâna ta, nimeni nu va lua, orice vremuri vor veni, veșnic te voi iubi. Viața mea e mâna ta, sau lipsa, dacă vor veni, nimeni nu ne poate despărți. Viața mea e mâna ta, nimeni nu va lua, orice vremuri vor veni, veșnic te voi iubi. Viața mea pășițați împreună pe-un tainic drum ce duce veșnicii. Porniți spre un tărâm al fericirii, uniți în inim,
Doamne, ai împodobit. Când paradisul va părea departe, veni vor îngeri să ne dea rib. Asesul vostru se împlinește, primiți un dar la altar, binecuvântarea sa. Iubesc de zor, ce rogul lasă noapte și zboară la cer, să le aduc un dar cu mori înstinate. Păstează-i până să ne întâlnim pe nori cu tine în seamă, să-ți cântăm cu îngerii în cor. Azi visul vostru se împlinește, primiți un dar la altar, binecuvântarea sa. Azi e clipă împlinirii visului ce l-ați primit, împlinindu-se în viața voastră de Iisus cel care v-a iubit. Dar noi vă păstrați prietenia dragostei cei din Hristos și slujindu-vă în iubire să rămâneți credincioși în viață, să aveți pacea dragostei cerești în Iisus Hristos, să fiți nedespărțiți. Să păstrați prietenia dragostei cei în Hristos și slujindu-vă în iubire să rămâneți credincioși în viață, să aveți pacea dragostei cerești în Iisus Hristos.
dragostei cerești, în Iisus Hristos să fiți nedespărțiți, să păstrați prietenia dragostei cei din Hristos și slujindu-vă în iubire să rămâneți credincioși în viață, să aveți pacea dragostei cerești, în Iisus Hristos să fiți nedespărțiți. Amin. Thank you.
sufletul stropit de chin și liniștești și întărești și adâncă pacei dăruiești. Îi dai avânt prin fiul tău cuvânt ca să nu cadă în frânt pe drumul vieții sfânt, ci voi aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, amin. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze pe Andreea și pe Andrei. Domnul să binecuvinteze părinții lor, Domnul să binecuvinteze slujitorii acestei biserici și pe toți cei care suntem astăzi la această sărbătoare. Sărbătoarea lor a făcut ca să fim întâlniți astăzi în acest loc, frați și surori din mai multe locuri, și când m-am așezat aici lângă frații păstori, fratele îmi spunea, parcă ne-am întâlnit undeva, parcă ne cunoaștem de undeva. Și ne-am adus aminte că ne-am întâlnit la o sărbătoare de binecuvântare în Austria, la una dintre cele mai mari, cred că, biserici penticostale din Viena. A fost o bucurie să fim acolo și să slujim împreună și astăzi e o bucurie să fim la această sărbătoare. Am participat la multe nunți în slujirea pe care o am. Am consiliat tineri înainte de căsătorie și toți care au fost întrebați cu privire la fericire și dacă doresc să aibă o căsnicie fericită, cu siguranță cunoaștem răspunsul. Da, dorim o căsnicie fericită. Și cu toate acestea trăim un paradox. Din 5 căsnicii, 3 se destramă. Cred că Andrei și Andreea își doresc o căsnicie fericită. Și cred că suntem conștienți și am experimentat că ori de câte ori cumpărăm dintr-un magazin un aparat, fie pentru bucătărie, electrocasnic sau o mașină, împreună cu aparatul respectiv, primim și o carte cu instrucțiuni și ni se dau detalii cu privire la modul de funcționare a aparatului respectiv. Dacă dorim ca aparatul să aibă o viață cât mai lungă, trebuie să respectăm instrucțiunile. Dacă dorim o căsnicie fericită,
și este valabil atât pentru cei doi, cât și pentru mine și pentru toți cei care avem o căsnicie. Avem cele mai prețioase indicații și acestea le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm astăzi la cei doi, sunt așa de frumoși și cineva spunea, nu am văzut mireasă urâtă sau mire urât. Atât mireasa cât și mirele sunt foarte frumoși. Și astăzi îi privim la îmbrăcămintea pe care o au, e foarte frumoasă, e deosebită. Probabil pe Andrei îl vom mai vedea în costumul pe care îl are astăzi. Andreea, cred că nu va mai purta costumația pe care o are astăzi. Cu toate că e deosebită. Tare mult îmi place să citesc și să mă uit în cuvântul Domnului în Coloseni capitolul 3. Sfântul Apostol Pavel prezintă o garderobă extraordinară și este valabilă atât pentru biserică, o prezintă atât bisericii, cât și familiei. Și vine Apostolul Pavel și aș vrea să fiu scurt pentru că l-avem pe fratele care va avea mesajul principal. În Coloseni capitolul 3, de la versetul 12 în continuare, Apostolul Pavel prezintă această garderobă extraordinară pe care aș dori să o îmbrace cei doi, să o îmbrac eu, să o îmbrăcăm toți cei care avem familie și cei care urmează să întemeieze familie. Și spune Pavel în felul următor, astfel da, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă. Cu ce? Cu o inimă plină de înturare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Am motiv și vei avea motiv și veți avea motiv. Poate să vă plângeți, să fiți nemulțumiți unul de celălalt. Dar vine Pavel și spune, chiar dacă ai motiv să te plângi, spune, urmați exemplul Domnului Iisus, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, încă o dată spune Pavel, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Și un alt lucru deosebit de important, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Îmbrăcați această garderobă. Respectați instrucțiunile Domnului Iisus. Respectați și să respectăm instrucțiunile Apostolului Pavel și vom avea o căsnicie binecuvântată. Cred că în momentul în care v-ați gândit la nuntă, ați stat împreună și ați luat o listă și ați început să scrieți. Și Andreea spunea, Andrei, pe cine mai ai? Dar tu pe cine mai ai? Pe cine mai treci acolo? Și ați început să treceți. Aș vrea încă un lucru foarte important. Știm că la nunta din Cana Galilei a fost un oaspete de bază, cel mai important. Cine a fost? Domnul Iisus. Nu uitați, invitați-L de astăzi. Și cred că ar trebui să fie în capul listei, să fie Domnul Iisus Hristos. Invitați-L de astăzi să fie parte a familiei voastre. Și în felul acesta veți fi cei mai binecuvântați. Întrebarea e, de ce să-L invit pe Iisus la nuntă? Să-L invit la nuntă pentru că s-ar putea cu trecerea timpului, în loc să se mărească, să se accentueze dragostea noastră unii față de ceilalți, așa cum ar trebui să se accentueze dragostea noastră față de Mântuitorul Iisus Hristos, pe timp ce trece,
și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, citim cuvântul lui Dumnezeu, studiem cuvântul lui Dumnezeu, îl cunoaștem tot mai mult, mai profund pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, ar trebui tot mai mult să fim îndrăgostiți de Domnul Iisus. Dar contrariul e altul. Și chiar Scriptura spune, dragostea celor mulți se va răci. Dacă cumva se întâmplă să scadă îndelungă răbdare, dacă cumva se întâmplă să scadă bunătatea, să scadă îndurarea, apelați la Domnul Iisus. La nunta din Cana Galilei a fost o criză și nunta aceea s-a confruntat o criză. S-a confruntat cu o criză. De ce să-L invit pe Domnul Iisus Hristos la nunta mea? Pentru că fie că vrem sau nu vrem, ca și familie, am experimentat că ne confruntăm cu crize. Și cel care este în măsură să rezolve crizele și problemele din căsnicie, nu este altul decât Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Un conducător auto conducea un Ford, poate știți întâmplarea, și la un moment dat probleme pe drum, se oprește mașina și trage pe dreapta și face cu mâna disperat, trec mașini pe lângă, așa cum a trecut levitul și preotul, și la un moment dat oprește cineva și îl întreabă ce probleme are, care au fost simptomele înainte de a se opri mașina, ce a observat, ce a simțit el la mașină, și îi spune, și spune cel care a oprit, îmi dai voie, te rog, să mă uit și eu puțin, vrei să ridici capota? Și ridică capota, bineînțeles că era nerăbdător să rezolve problema, și domnul care oprește pune mâna undeva la motor, face ceva și spune, dă-i cheie. Și dă cheie și pornește mașina. Face ochii mari și pune întrebarea, de unde ai știut unde e problema? Nu știi cine sunt eu? Eu sunt domnul Ford. Eu am conceput motorul. Și e normal să știu când apare o problemă, unde trebuie acționat. Dragi tineri, mire și mireasă, cel care a conceput familia este Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu. Invitați-L la nunta voastră. Vă veți confrunta cu crize și probleme. Dar nu uitați că El, cel care a conceput familia, poate să rezolve. Îmbrăcați-vă și luați această garderobă prezentată de Apostolul Pavel, atât bisericii cât și familie. Și veți fi o familie binecuvântată. Și pentru biserică, și pentru părinți, și pentru societate. Și Domnul să vă ajute la aceasta. Amin. Puteți să mai poposi puțin atmosfera laudei, ascultându-i pe Flavio și Alina cântând, apoi instrumental, trio instrumental, apoi corul bisericii, după care rugăm ca binecuvântarea Domnului să fie peste fratele Călin Turc. Andreea încă este membru în Biserica Domnului din Albine, așa că în această zi a venit să o însoțească împreună cu alții care vin din Biserica Domnului din Albine.
Domnul! Ne bucurăm că suntem împreună cu voi în această zi. Deși cântarea a mai fost cântată astăzi odată, am fi putut să alegem alta, dar am dorit ca Domnul să binecuvinteze și de două ori să vă binecuvinteze în această dimineață.
stimați frați și surori, stimați invitați și, în ultimul rând, stimați frați păstori. Vă salut pe toți, dorim din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este foarte adevărat ceea ce fratele Cipa a amintit aici, Andreea. Vine din Biserica Domnului din Alba Iulia și Albinii. Și tare m-aș bucura să-l influențeze pe Andrei și să se mute amândoi împreună la mine. Mi-ar place. Sincer, asta mi-ar place. Problema este însă, în Cartea Genezei, Scriptura spune că dorințele femeii se vor ținea după dorințele bărbatului. Deci ei trebuie să hotărască oricum Andrei ați fi foarte hotărât. Duhul Sfânt m-a călăuzit pentru Andreea, pentru Andrei și pentru dumneavoastră toți spre un pasaj din Vechiul Testament, respectiv căsătoria lui Moise. Vom derula puțin filmul vieții fiecăruia dintre noi înapoi, ne vom aminti de pasajul acesta frumos din Cartea Exodului. Ajutat de Duhul Domnului, aș dori să așez câteva lucruri considerate de mine importante și frumoase în inima celor doi și, de ce nu, și în inima dumneavoastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pași spre o căsătorie sau spre o căsnicie fericită. Trebuie să ținem cont de câțiva pași. Dacă vom ține cont de elementele acestea și vom încerca să le împlinim și să devină o realitate în viața noastră, fiecare dintre noi, Scriptura ne garantează că și totul va fi ok. Totul va fi în regulă. În Cartea Genezei, la capitolul 2, cu versetul 15, Scriptura spune: Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian, așezut lângă o fântână. Primul pas spre o căsnicie fericită este următorul: fă tot posibilul și ieși din lume. Grăbește-te, fugi, precum Moise a fugit din Egipt. Grăbește-te de te împacă cu Marele Stăpân al Cerurilor, cu Dumnezeu. Pune-ți mâna în mâna Lui și de mână cu El să călătorești toată viața și îți garantezi că îți vei fi fericit sau fericită. Include-L pe Dumnezeu în schema familiei tale, neapărat. Înțeleptul a spus: mai bine doi decât unul. Dar nu s-a oprit aici, ci a continuat: și funia împletită în trei nu se rupe. Referindu-se categoric la cel de-al treilea, Dumnezeul o știe. El să fie stăpânul, domnul vieții voastre și a noastre, a fiecăruia dintre noi. Te felicit, Andreea, mă duc cel mai sincer și pe tine, Andrei. Iată primul pas amintit, vă calificați foarte bine. Din zorii vieții voastre l-ați ales pe Domnul. Ați încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, Dumnezeu v-a binecuvântat cu botezul Duhului Sfânt. Sunteți fericiți, Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru Moise, plecarea din Egipt a însemnat foarte mult. Putea să aleagă, având momente de discernământ maxim. Ce îmi oferă mie, plec în Madian, plec în necunoscut, mă alătur poporului evreu, eu care am un nume, eu am un nume, fiul fiicei lui Faraon. Și cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel în Cartea Evreilor dă detalii în sensul acesta. Omul acesta a făcut o alegere de o importanță majoră, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și în momentul când un om are ochii pironiți spre răsplătire, altfel gândește, altfel vorbește, altfel acționează. Haideți să vă spun câteva lucruri foarte importante din Evrei, capitolul 11, versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Moise, dar ce-i cu tine? Renunți la numele ăsta, fiul fiicei lui Faraon? Când
vremuri actuale se dă o bătălie să ai un nume cât mai rezonant, să te cunoască cât mai multă lume, să fii cineva, să fii ceva. Foarte mulți gândesc așa. Domnule, păi n-ai auzit tu despre mine cine sunt eu? Eu sunt ceva deosebit, totul deosebit. Pe Moise nu-l interesa asta. Fiul fiicelui faraon nu mă interesează. Plăcerile de o clipă ale păcatului Moise, lumea, Egiptul, ți le oferă din plin, nu mă interesează. Comorile Egiptului Moise, toate îți vor fi la picioare, nu mă interesează. Cum? Nu mă interesează, uite, nu mă interesează. Sunt cu totul special, cu totul deosebit. Am ochii pironiți spre răsplătire. Pe mine mă interesează Dumnezeu și împărăția Lui. Pe mine mă interesează să sufăr alături de poporul lui Dumnezeu. Și comorile Egiptului sunt imuni la el. Privind spre comorile cerului. Comorile Egiptului sunt trecătoare pentru o vreme, dar cerul îmi oferă cea mai mare bogăție. Dumnezeu să mă ajute. Foarte important. Iată pe Moise ce alegere frumoasă face. Părăsește lumea și se îndreaptă spre poporul lui Dumnezeu. Cel mai important lucru în hotărârea de a sluji pe Dumnezeu, potrivit evenimentului de astăzi, este următorul. Cine este credincios legământului încheiat cu Dumnezeu, este credincios și legământului de căsătorie. Sunteți de acord? Întru totul, eu subscriu din inimă. Cine a încheiat legământ cu Domnul în apă și a zis, te voi iubi și te voi sluji până la moarte, legământul de căsătorie trebuie respectat cu aceeași sfințenie. Și cine este credincios legământului încheiat cu Domnul, este credincios și legământului încheiat cu soțul sau soția. Astfel se elimină din familie gelozia, nesiguranța, ura, dezbinarea și apare încrederea, dragostea, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă ar trebui să fiți intervievați și să dați un răspuns în momentul acesta, ești puțin gelos pe soția ta? Aveți probleme în familie? Cum vă descurcați? Eu sunt convins că răspunsurile ar fi de-a dreptul surprinzătoare. Haideți să ne întoarcem la legământul încheiat cu Domnul și să-L iubim pe Domnul din toată inima și să refacem imediat relația dintre parteneri, soț și soție. Sunteți de acord? Dumnezeu să ne ajute. Unul nu doar noaptea, domnule, s-a plecat de 2 săptămâni. Ieri m-a sunat cineva, era pe drum. Am plecat de 2 săptămâni din oraș și am surprize când mă întorc acasă. Ce surprize? Stai liniștit că totul se va rezolva. Nu e problemă. Stai liniștit, am încercat să-l calmez. Domnule, 2 săptămâni am plecat de acasă și apa probleme. Dacă ești credincios Domnul, vei fi credincios și legământul lui încheiat cu celălalt. Doamne ajută! Al doilea pas spre o căsnicie fericită. Primul, felicitări, vă calificați din plin. Al doilea pas, Scriptura ne spune, așezut lângă o fântână și apare viitoarea lui soție, Sefora. Întotdeauna caută-o pe viitoarea ta soție într-un mediu sănătos. Iată-l pe Moise așezut lângă o fântână. Fântâna îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos. El, Domnul, a strigat, eu sunt izvorul vieții. Eu sunt izvorul vieții. Oricine va veni la mine și va bea din apa care o voi da eu, va fi fericit. Ba mai mult, apa care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă vie care va țâșni până în viața veșnică. Caut-o pe viitoarea ta soție într-un mediu sănătos, într-o ambianță unde se proslăvește numele lui Dumnezeu. Și nu cumva, nu care cumva să o cauți printr-un mediu infect, murdar al lumii de astăzi. Pentru că mediul în care o vei găsi va defini caracterul ei sau caracterul. Cine găsește o nevastă bună, spune înțeleptul, găsește fericirea. Ca să o găsești, trebuie să o cauți. Caut-o. Unii spun, domnule, nu mă căsătoresc, am 30 de ani, dar de ce nu te căsătoresc? Păi nu mă căsătoresc, frate, pentru că apar probleme și nici nu știu cu cine să mă căsătoresc. Păi da, deschideți puțin ochii și imediat, domnule.
Agar era în primejdie să moară de sete în fața unui izvor de apă. În fața unui izvor de apă să moară de sete, dar la un moment dat a intervenit Îngerul Domnului, a zis, ce-i cu tine, Agar, tu stai aici și te necăjești și plângi, Domnul a auzit glasul copilului și Dumnezeu a hotărât să-ți deschidă ochii și imediat a văzut izvorul de apă. Dumnezeu să ne binecuvinte. Întotdeauna urmărește ideea, pas spre o căsnicie fericită, caut-o să o întâlnești pe viitoarea ta soție, aleasă inimii tale, într-un mediu sănătos, duhovnicesc, acolo unde este Dumnezeu. Acolo unde este Dumnezeu. Că te vei găsi cumva pe la Vama Veche sau printr-o discotecă sau, dă-mi voie să spun, dezastru total. Dezastru total. Dumnezeu poate face minuni, dar nu uitați, mediul în care trăiește definește caracterul acelui om. Cât pentru mine, a spus psalmistul, pentru mine, plăcerea mea, fericirea mea, este să mă apropii, să mă apropii de Domnul. Omul născut din nou cu adevărat se simte bine în prezența lui Dumnezeu. Omul botezat, numai pocăit, se simte bine, probabil, în anumite lucruri, în anumite zone, în anumite medii. Eu nu. Mie îmi place acolo unde este Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Mi-amintesc, stimații mei frați și surori, că și bătrânul Eleazar, slujitor al lui Avram, a întâlnit-o pe viitoarea soție a lui Isaac, fiul stăpânului său, lângă o fântână. Mi-amintesc că și Iacob a întâlnit-o pe aleasa inimii lui, pe Rahela, pentru prima oară, lângă o fântână. Consider și cred, căci ați înțeles ideea, de fericit, nu știu unde era intimitatea, efectiv nu știu, dar sunt convins că ce într-un mediu sănătos te califici, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apare însă un al treilea element, să vedem dacă vă calificați aici. Moise stă lângă fântână și se odihnește puțin. La un moment dat, fetele preotului din Madian, 7 fete avea preotul ăsta, numai fete, și pe mine Domnul a binecuvântat numai cu fete. Și toți păstorii din Albinii, numai fete. Domnul să le binecuvinteze și pe ei și pe noi. Frații mei, apare însă un element surpriză. Surpriză de la. Scriptura spune, Moise stătea lângă fântână și deodată vin fetele preotului din Madian cu turmele să-și adapte turmele la fântână să scoată apă. Se chinuie și scot apă, parcă le văd. Fântâna foarte adâncă și se scotea apă cu greutate. Nu era chiar atât de ușor. După ce au umplut șgheaburile, câțiva păstori bărbați care așteptau și ei cu turmele acolo, le-au luat la goană pe fetele preotului din Madian și au plecat de aici. Apa care a scos-o, ce bine, o să bea turmele noastre. Și Moise asistă la tabloul acesta. Asistând la tabloul acesta, nu îi se pare ceva corect. Și când păstorii bărbați intenționează acum să își adapte turmele lor, se ridică Moise, străinul. Versetul 17, Exod 2. Dar au venit păstorii, le-au luat la goană, atunci Moise s-a sculat, le-a ajutat și le-a dat turma. Fiți atenți ce vreau să vă spun la elementul 3, dacă vă calificați. Să ai autoritate din partea lui Dumnezeu. Moise era singur în fața tuturor păstorilor și le-a spus, domnilor, nu se cade așa ceva. Dar nu-i corect cum procedați voi. Păi am asistat fetele astea cum s-au chinuit să scoată apă din fântâna asta atât adâncă și veniți voi să profitați. Nu se poate așa ceva. Retrageți-vă turmele, plecați de aici. Singur în fața la foarte mulți. Moise, dar de unde ai tu autoritatea asta? Cine ești tu, Moise? Care-i problema cu tine? Eu. Eu colaborez pe vertical. Eu am renunțat la numele meu rezonant, la plăcerile de o clipă, ale păcatului și la comorile Egiptului. Eu mă identific cu Tatăl meu, cu Dumnezeu din ceruri. Eu fac parte dintr-un popor special al lui Dumnezeu. În inima mea locuiește Duhul lui Dumnezeu și puterea Dumnezeului celui preanalt. Am autoritate de plină. Nu-i corect cum procedați. Plecați de aici. Și ăștia, rușinați, au lăsat.
spre o căsnicie fericită, punctul numărul 3, în tine să locuiască Duhul lui Dumnezeu, cât și în Andreea. Și Dumnezeu să te binecuvinteze cu autoritate. Autoritatea niciodată nu se câștigă lovind cu pumnul Andrei, niciodată. Precum și respectul. Respectul și autoritatea se câștigă din partea lui Dumnezeu. Când vrea Dumnezeu să înalțe pe un om în fața unui popor, Dumnezeu îl înalță. Ascultați-mă, nu trebuie să dai din coate, nu trebuie să faci nimic, căci Dumnezeu îl înalță. Domnul a vorbit lui Iosua, astăzi am să încep să te înalți în fața poporului. Cum, Dumnezeule, tu mă înalți? Da, pentru că eu te-am ales pe tine ca să slujești în continuare după plecarea lui Moise și să duci poporul în continuare. Eu, Domnul, te înalț. Orice alte metode nu sunt binevenite și nu se încadrează în parametrii biblici, scriptici, din punct de vedere al opiniei lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Voi toți cei căsătoriți, voi, bărbaților, preoți în casele voastre, trebuie să aveți autoritate din partea lui Dumnezeu. Și când familia este atacată de diavolul, când familia este atacată din toate punctele de vedere, se înalță preotul în familie, se prăbușește cu fața la pământ și strigă: Dumnezeule, eu sunt aici. Apărăm familia, apărăm soția, apărăm copiii: Dumnezeule, eu sunt aici. Preotul are o mare influență și trebuie neapărat în el să locuiască Duhul lui Dumnezeu. Aveți de spus ceva? Andrei și Andrei la punctul numărul 3. Dumnezeu să desăvârșească în voi lucrarea aceasta. Dumnezeu să desăvârșească în voi lucrarea aceasta. La un moment dat, Sara se uita la Avram, la soțul ei. Îl vedea în inima soțului ei și în ființa lui. Se comporta Avram de așa maniere încât Sara, fără să-i impună Avram, se uita la el și spunea: Domnul meu, Domnul meu, ce om, ce caracter, ce idei. Îl vedea pe Avram din când în când zidind câte un altar și auzea reverberațiile cuvintelor lui Avram: Dumnezeule, Jehova Ire, Jehova Adonai, Jehova Rafa, Dumnezeul care îmi dă biruință, care mă vindecă, care îmi dă putere. Aleluia! Slăbiți să fie! Dar cum ai tu pretenția să fii numit Domnul soției tale când o vii nervos acasă? Și agitat. Și când îți petreci nopțile vizionul, nu știu eu ce. Și când este un meci de fotbal, nici nu stai de vorbă, nici nu auzi din familie. Când pentru tine Biblia este închisă și plină de praf, iar tu ai cu totul o altă viață și te-ar place să te numească soția ta și să-ți acorde tot respectul, tot dragostea și toată supunerea. Nu considerați că ar fi ok să ne întoarcem astăzi cu fața spre Dumnezeu? Că vai, în multe familii sunt probleme. Nu trebuie să-mi spună mie nimic, Multe familii sunt probleme. În unele familii, numai că n-au mers la tribunal să se pronunțe divorțul, dar ei de altfel sunt ca divorțați. Nu vorbesc unul cu altul, nu socializează unul cu celălalt. Stau așa ca doi străini, unul într-o cameră, unul în cealaltă. Scriptura spune că și neliniștea din inima omului îl doboară. Neliniștea din inima omului îl doboară. Și dacă tu nu vorbești cu soția ta de 2-3 săptămâni, 2-3 luni, dă voie să spun, ești într-un continuu stres. Specialiștii spun că la stres, ură și frică, glanda renală, glanda tiroidă și pancreasul secretă niște substanțe în organism de te distrug. Ferește-te de așa ceva. Ferește-te de așa ceva. Dacă ar trebui să-mi răspund la o următoare întrebare, ești fericit? Să mă adresez unui soț căsătorit de vreo 25 de ani. Acum 2-3 zile, în 7 noiembrie, am împlinit 25 de ani de căsătorie. Și am zis: Iisus, îți mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvinte. Ești tu fericit? Ține cont de elementele astea care astăzi se amintesc aici. Pași spre o căsnicie fericită. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frați și surori, bărbatul este preot în casa lui. În el trebuie să locuiască Duhul lui Dumnezeu și să se comporte de așa maniere încât soția să-l urmeze în dragoste. Bărbatul este capul.
este cel care dă direcția. Vai de cel care dă o direcție greșită familiei. Vai de el. Bărbatul dă direcția. Și dacă direcția este perfectă și este o direcție bună și se încadrează în ceea ce iubește Dumnezeu, totul este perfect. Este o binecuvântare. Cât de frumos s-a comportat Manoah în momentul când a venit un înger în arie și a spus soției lui, el probabil nu era lângă ea. Și a spus, ascultă, femeie, tu să te ferești de putare, de putare, să nu mănânci, să te păstrezi curată, pentru că va urma să naște un fiu. Ea nu putea să nască. Va urma să naște un fiu, un băiat de care se va folosi Dumnezeu. Și îngerul pleacă. Nu? Soția aleargă la soțul ei, la Manoah, și spune, un înger al Dumnezeu, nu știu de unde a venit, și mi-a spus că o să nască un fiu. Ascultă, femeie, l-ai întrebat cum îl cheamă? A spus Manoah. Nu. L-ai întrebat de unde este? Nu. Interesant. Păi, și atunci ce spui tu mie că a venit un om? Păi dacă nu îl întreb cine este și de unde este și cum îl cheamă, eu, păi tu, femeie, pe tine nu pot să mă bazez deloc și nu te descurc deloc. Putea să înceapă un scandal atunci, în momentul acela. Acum, putea. Foarte mulți sunt care lucrează așa. Păi că tu nu te descurci, că lasă-mă pe mine. Așa, 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 așa. Ideea a fost, Manoah a zis, ascultă, draga mea, ce-ar fi să ne plecăm amândoi pe genunchi aici în arie și amândoi să strigăm către Dumnezeu, ce să strigăm? Să mai vin odată omul acela. S-au plecat amândoi pe genunchi și se rugau. Și Dumnezeu a zis, extraordinar, mă uit la ei, ăștia cheamă numele meu. Mai primit odată îngerul ăla. Dar ce mi-e greu mie să dau un ordin din 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii de îngeri să mai meargă? Du-te și stai de vreo de mare, ia să vii să fie. Dumnezeu să vă binecuvinte. Foarte frumos. Mergem puțin mai departe. Moise a recurs la ideea care i-a dat-o Dumnezeu prin Duhul Sfânt, autoritate din partea lui Dumnezeu, autoritate, rezolvă problema și foarte interesant, spune Scriptura, fetele au plecat spre casă. Auziți, când s-au întors ele la tatăl lor, Reuel, el a zis, pentru ce vă întoarceți așa de curând azi? Cum de vă întoarceți așa de curând azi? Preotul, tatăl fetelor, a observat că fetele lui s-au întors în acea zi mai repede decât în alte zile. Nu vă spune nimic ideea aceasta. Dumneavoastră care sunteți părinți aici și aveți fete și băieți, trebuie neapărat să fiți foarte responsabili și să știți exact când pleacă băiatul și când vine, când pleacă fiica și când vine. Ori sunt foarte multe familii irresponsabile. Păi, are 17 ani, nu mă mai ascultă. Are către 16 ani, 17 ani, 18 ani, stau toată ziua închisă în camera ei și navighează. Păi nici nu mă bagă în seamă, dar nu se discută nici cu mama, nici cu tata, parcă n-aș fi mama și tatăl ei. Nici nu mă bagă în seamă. Iată preotul Reuel, ce ochi, ce idee, ce supraveghere. Fetele mele, veniți puțin, dragile, scumpele mele, fiicele mele, astăzi ați venit mai repede decât de obicei. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Se putea întâmpla invers, să vină mai târziu. Și atunci tatăl care este preot în familie trebuie să spună, fiica mea, vină, te rog puțin. Înțelegerea nouă ne-a fost la ora 22 să fie acasă. Tu ai venit la ora 23:30. Ce s-a întâmplat, draga mea? Consider că este corect în conformitate cu pasajul, contextul acesta. Ăsta era preot. Ce s-a întâmplat? Unde ai fost? De ce nu stai de vorbă cu fiica ta și cu fiul tău? De ce nu socializezi? De ce nu stai de vorbă cu el? Preotul Reuel, felicitări! Am observat că ați venit mai repede. Ați venit mai repede. Ce s-a întâmplat? Și auziți răspunsul fetelor. Tată! Un egiptean, tată, ne-a ajutat și ne-a dăbat turmele și am putut să venim astăzi mai repede. Un egiptean? Un egiptean, tată! Și unde e egipteanul ăsta? Unde-i draga mea Sefora, egipteanul ăsta? Păi este la fântână. La fântână? De ce nu l-ai invitat să vină puțin la noi acasă? Păi eu să-l invit fără să stau de vorbă cu tine, tată? Să-l invit eu pe egipteanul fără să stau de vorbă cu tine? Nu vi se pare dumneavoastră că și lumea aceasta se degradează, se degradează și din toate punctele de vedere se prăbușește? La ora actuală, ce să-l întrebi pe tata? Prezent cu ea acasă. Și spune, tată, a
aceasta este scumpa mea. Urmează să ne căsătorim. Ăsta rămâne, tatăl nu mai face infa. Și mama la fel. Cum? Da. Aceasta este. Îți place, nu-ți place, vrei, nu vrei, ești de acord, nu ești de acord. Aceasta este, acesta este. Fără să se întrebe de părinți și să socializeze cu părinți. Doamne Dumnezeu. Merge Sefora sau cealaltă. Mergeți, vă rog frumos, și chemați pe străinul ăla. Aduceți-mi-l aici. Aduceți-mi-l aici. Și intră egipteanul în casa preotului Reuel din Madian. Egiptean. Și acum eu citind pasajul ăsta, mă întreb, măi, fetele au văzut un egiptean. Ele au răspuns un egiptean, versetul 19. Măi, ăsta era egiptean sau era evreu? Un evreu în haine egiptene. Un evreu în haine egiptene. Eu cred că și fratele Gicu Stan are Duhul Dumnezeu în el și toți lucrătorii care lucrează au Duhul Dumnezeu în el. Și eu cred lucrul acesta despre mine. Și câteodată mă întreb, văzând așa, oare ăsta e egiptean sau evreu? Și eu, domnul acesta, oare aceasta este evreică, face parte din poporul Dumnezeu sau este evreu? Câteodată suntem puși așa, într-o stare de confuzie. Stimați tineri, nu sunteți de acord. Stimați părinți, în orice situație a vieții, să ne conformăm și să ne comportăm de așa maniere, încât să nu ducem în eroare pe nimeni și să se știe exact, ăștia sunt evrei, ăștia sunt egipteni. Ăștia sunt evrei, ăștia sunt egipteni. Evreii sunt cu totul special. Dați-mi voie să fac afirmația aceasta. Noi facem parte din poporul evreu prăbuzit. Nu suntem noi rădăcina, dar noi am fost altoiți. Noi am fost altoiți. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Să ne comportăm de așa manieră, încât orice situație, Dumnezeu să fie onorat și numele Domnului să fie slăvit. A Lui să fie slava și onoare. Vreau să mă apropie de încheiere. Chemați-L să mănânce pâine. Și a intrat Moise în casa preotului din Madian. Cheamă-L pe străinul ăla să mănânce și el pâine. Stimații mei, în casa preotului, în casa omului lui Dumnezeu, există pâine. Renunțați la mâncarea care vă oferă lumea aceasta, roșcovele, murdare și infecte, la tot ce vă oferă lumea, tablourile, lumea acestea atât de atrăgătoare, dar după aceea dezastru vine cu siguranță. Renunță și continuă să mănânci din grâul celor mari din cer și să bei din izvoarele apelor limpede. A Domnului să fie slava și onoare. A avut loc căsătoria. Preotul i-a dat-o pe soție de Sefora. Dumnezeu a binecuvântat pe Moise cu un băiat căruia i-a pus numele Gershom, spunând, sunt străin aici. Sunt străin aici. Dumnezeu să te binecuvânteze, Andreea. Dumnezeu să te binecuvânteze, Andrei. Și nu uitați, în cele din urmă, și noi suntem străini aici. Venim de la Dumnezeu și mergem spre Dumnezeu. Noi suntem din neam de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Areopagul din Atena. Viața noastră este un tranzit pe aici. Ascultați-mă cu atenție. Noi suntem în călătorie, venim de la Dumnezeu, tranzităm 70-80 de ani și ne întoarcem la Dumnezeu. Niciodată, ascultați-mă, Andrei, nu vă legați prea tare de pământul ăsta. Nu vă legați. Va trebui să ne despărțim de tot ce-i pământesc. Noi suntem creați pentru dincolo. Aici suntem doar într-un weekend. Viața trece repede și dincolo ne vom petrece veșnicia. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Să mai ascultăm pe Paul cântând, apoi corul va da slavă Domnului pentru cântare și ne apropiem de momentul sfânt acestei sărbători.
Dumnezeul lui Israel, cu al său nume sfânt și mare. Să-ți trimită ajutorul din înălțimea lui cerească, cu puterea lui cea mare din Sion te sprijinească. Dumnezeul lui Israel din Sion te sprijinească. Se bizuiesc în lume, pe a lor cai și pe a lor care. Noi ne bizuim pe Domnul și pe numele Său mare. Dumnezeul lui Israel, pe al Tău nume sfânt și mare. Scapă-ți, Doamne, credinciosul, ori și când o să te cheme, și ne ascultă rugăciunea și împlinește-o în orice vreme. Dumnezeul lui Israel, împlinește-o în orice vreme.
Este un moment solemn. Andrei și Andrei au participat la multe căsătorii. Dar ziua de astăzi este un eveniment unic în viața lor. Frate Andrei, stăm aici în prezența lui Dumnezeu. El ne spune prin cuvântul Scripturilor că El este prezent ca și martor la încheierea legământului de căsătorie, de familie. Aici sunt părinții tăi. Aici sunt o parte din cei pe care vi-ați dorit să fie alături de voi în această zi de sărbătoare. La dreapta ta este aleasă inimii tale. Frate Andrei, te întreb în numele lui Dumnezeu dacă dragostea aceea sinceră, curată, acea agape care dă fără pretenții, a fost și este forța, motivația care te-a determinat și în această zi te determină să intri în viața de familie cu sora Andreea, care azi este mireasa ta și de azi înainte va fi soția ta. Da. Dumnezeu să te binecuvinteze. În numele lui Dumnezeu te întreb dacă ești hotărât să o iubești așa cum Domnul Iisus Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Da. Dumnezeu să te ajute. În numele lui Dumnezeu te întreb până când ești hotărât să rămâi în această, în acest legământ al familiei, având-o pe Andreea și numai pe Andreea ajutorul tău potrivit în viața aceasta. Pentru totdeauna. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Andreea, ești mulțumită de răspunsurile ce le-ai auzit din partea lui Andrei? Da. Dumnezeu să te binecuvinteze. În prezența lui Dumnezeu, în prezența părinților tăi, Andreea, a martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb și te mărturisesc dacă din dragoste sinceră, curată, ai ales astăzi să te căsătorești cu Andrei. Da. Felicitări. A spus un da din toată inima. Impresia feței mărturisește aceasta. Andreea, până când ești hotărâtă să rămâi fidelă legământului de căsătorie care astăzi se încheie între tine și Andrei în prezența lui Dumnezeu. Pentru toată viața. Pentru toată viața. Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa, după cum ați putut să constatați, lucrurile sunt foarte simple. Nu le-am dat miere aici să mănânce pentru ca viața lor să fie dulce de aici încolo. Au mâncat ceva, au gustat ceva care este mai dulce decât picurul din fagur. Și acela este cuvântul lui Dumnezeu despre care se vorbea aici. Este cuvântul lui Dumnezeu care este duc și viață. Respectând acest cuvânt, familia rămâne în echilibru. Familia rămâne biruitoare. N-am făcut nici alte ceremonialuri care obișnuiesc să facă cu ocazia unei sărbători ca și aceasta. Să-i legăm pe unul cu altul de ceva, ca simbol că ăștia nu se mai despart. Fratele amintea că din 5-3 ieșuiază. Dar nu din categoria celor ca și ei. Pentru că vedeți,
Dumnezeu spune prin cuvântul Scripturilor, da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Și noi suntem încredințați că ei sunt hotărâți să rămână hotărâți pentru tot restul vieții, să fie împreună. Ei o să îngenuncheze, dar nu înaintea noastră, înaintea lui Dumnezeu. Publicul rămâne pe picioare. Cu toții vom sta în duc de rugăciune, iar cu voce tare, împreună cu fratele Călin, vom cere binecuvântarea Domnului peste ei. Amin. Părinte scump care ești în cer, în numele și meritul Domnului Iisus Hristos stăm aici în prezența Ta sub privirile Tale. Aici, în această zi, fratele Andrei ca și Mire și sora Andreea ca și Mireasă au îngenunchiat înaintea Ta pentru ca să proclame într-un mod public că sunt copiii Tăi, că fac și ei parte din rodul suferințelor Tale de la Golgota. Și în același timp, să proclame că sunt dependenți de Tine și binecuvântarea pe care Tu o dai în viața de familie. De aceea, în numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl Ceresc, Te rugăm. Mâna Ta cea binecuvântată, las-o deschisă în dreptul lor. Mă rog să-L binecuvintezi pe fratele Andrei ca și soț în această familie. Mă rog să-I dai înțelepciunea, să-I dai priceperea. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să-L umpli cu Duhul Tău cel Sfânt. Să-L ajut să fie preotul și capul acestei familii, Doamne. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să-L învrednicești și să-L întărești, să o iubească pe sora Andrei, așa cum Tu, Iisuse, ți-ai iubit biserica și te-ai dat pe Tine însuți pentru ea. Numele Domnului Iisus Hristos, Te rugăm, Tatăl Ceresc, binecuvântă-o pe sora Andreea ca și soție în această familie. Mă rog pentru înțelepciunea, priceperea, călăuzirea de care are trebuință, Doamne, pentru ca să îi fie supusă soțului ei, să fie supusă fratelui Andrei în toate lucrurile, așa cum biserica îți este supusă ție. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm, Tatăl Ceresc, pentru ca protecția numelui Tău să fie peste ei, Doamne. Garda Ta îngerească să tăbărască în jurul lor și Tu să-i porți cu carul Tău de biruință în Hristos, Domn. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos pentru pacea și armonia căminului lor. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl Ceresc, să îi însoțești cu binecuvântările Tale cerești și binecuvântările Tale pământești, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos învrednicește-i, Doamne, să-ți rămână credincioși ție și în felul acesta să poată să-și fie credincioși unul altuia, Doamne. O, Tatăl Ceresc, trăim o vreme în care așa multe familii se destramă, Doamne, peste familia aceasta care se încheagă, se plămădește aici în prezența Ta, sub privirile Tale, cerem îndurarea Ta de Dumnezeu, cerem harul Tău, cerem binecuvântarea Ta, Doamne, ca să rămână împreună până când moartea îi va despărți sau dacă venirea Ta, Iisus, îi va prinde în viață, Doamne, împreună să Te întâmpine pe nori în văzdu și să fie totdeauna cu Tine. Părinte Ceresc, dacă sunt anumite lucruri care vin din trecut, de care ei n-au cunoștință și care ar putea să afecteze într-un mod negativ viața lor de familie, în numele Domnului Iisus Hristos, aici și acum, proclamăm stropirea sângelui Domnului Iisus Hristos peste ei, Doamne. Da, Tatăl Ceresc, ei sunt copiii Tăi și au dreptul la harul Tău și la libertatea Ta, Doamne. Au dreptul la o viață din belșug. De aceea ne rugăm, Doamne, îndurările Tale și binecuvântările Tale să-i însoțească în orice vreme. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm, Tatăl Ceresc, pentru slujirea pe care ei o vor face în continuare, Doamne, să fie sub privirile Tale, Doamne. Ne rugăm căminul lor să fie colțul de rai, unde ei împreună, slujindu-și unul altuia, să se închine ție, să-și plece genunchi înaintea Ta și să înalți numele Tău. Tată scump,
dacă Tu ai rânduit să trimiți copii în familia aceasta, ne rugăm să fie o binecuvântare pentru ei, Doamne, binecuvântare pentru familiile din care ei provin, pentru biserica Ta, pentru societatea aceasta și pentru cerul Tău, Doamne. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, binecuvântele părinții, Doamne, răsplătește-le toată truda, tot efortul, toate sacrificiile pe care ei le-au făcut în dreptul lor, ca ei să fie ceea ce sunt în această zi. Tată scump care ești în ceruri, ne rugăm pentru nuntașii prezenți, pentru cei ce sunt aici la această sărbătoare. Dacă sunt familii care sunt pe marginea prăpastiei, gata, gata să ieșuieze, Doamne, cerem îndurarea Ta de Dumnezeu peste ei, Doamne. Cerem lumina Ta și înțelepciunea Ta să o lași mințile lor și în inimile lor, Doamne. Și în felul acesta ne rugăm cât mai multe ființe în această zi să înțeleagă că Tu ești Mesia, că Tu ești Mântuitorul și înțelegând aceasta, Doamne, acum când aici se plămădește familia aceasta, Doamne, ei să încheie legământul cu Tine, Doamne, să-și predea viețile lor în mâna Ta și în felul acesta să fie ai Tăi pentru vecii vecilor. Tată Ceresc, îți mulțumim că Tu ne asculți în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Peste mâinile noastre au fost așezate mâinile Tale și cred din toată inima că rugăciunile care s-au înălțat și se înalță spre Tine vor deveni o realitate. Odinioară Esau stătea în fața cortului unde era tatăl său, bătrânul Isaac, și striga: Tată, binecuvintează-mă și pe mine. Și din lăuntru s-au auzit cuvintele: Fiule, nu mai am nicio binecuvântare. Doamne, Andrei și Andreea s-au plecat în fața Ta și în inima lor ei strigă în momentele acestea: binecuvintează-mă și pe mine. Te rog frumos, Dumnezeule, revarsă binecuvântările peste Andrei și peste Andreea. Ei au obținut certificatul de căsătorie de la ofițerul stării civile, dar binecuvântarea vine numai de la Tine. Doamne, Te rog, binecuvintează-i! Duhul Tău să vină peste Andrei, Doamne! Ajută-l să ia decizii corecte în viață, urmărind proslăvirea numelui Tău, Doamne Dumnezeule, și astfel va atrage după el binecuvântările Tale. Te rog, ascultă-mă, Doamne! Dă-i capacitatea să o iubească pe Andreea, Doamne Dumnezeule, și astfel binecuvântarea Ta să fie peste casa lor. Îți mulțumesc că mă asculți. Te rog, binecuvintează-o pe Andreea, Doamne! Fă să găsească odihnă și liniște în casa lor. Fă să se simtă în siguranță, Doamne, și în căminul lor, Te rog, fii Tu Domnul și Stăpânul vieții lor. Și astfel fericirea să-i înconjoare pe toate părțile și să poată să se bucure spunând cu adevărat: Domnul este Dumnezeul nostru, a Ta să fie slava și onoarea. Fă să vină Duhul Sfânt peste Andreea ca peste Debora, Doamne, odinioară, și harul Tău să nu le lipsească. Când Te vei întoarce să-ți iei biserica, Te rog să fie prezenți acolo și familia aceasta. Și să pleci odată cu biserica celor întâi născuți și vom fi pururea cu Tine. Îi încredințăm brațului Tău și Te rugăm, poartă-le de grijă. Amin. Rânduiala și legile țării care Dumnezeu ne-a rânduit să ne naștem și să trăim pentru vremea aceasta, cât și după rânduiala pe care o avem în Biserica Domnului, avem bucuria să îi declarăm pe acești tineri, pe fratele Andrei și sora Andreea, căsătoriți. Așadar, avem aici în prim plan cea mai tânără familie din Biserica Domnului, familia Brândău. A învățat lecția. Familia Brândău, fratele Andrei, soț, și sora Andreea, soție. Așa după cum se spunea din cuvântul Scripturilor, frate Andrei, Dumnezeu te cheamă să fii preotul și capul, adică cel care să-ți asumi responsabilitățile pentru această familie.
ascultă puțin. S-ar putea să se piardă. Sau mai știu, să distrugă. Problema nu va fi prea delicată pentru că se poate face un duplicat și ieși din impas. Uite bine la Andreea. Ea este unicat. Este darul lui Dumnezeu pentru tine. Andreea, nu uita. Andrei este darul lui Dumnezeu pentru tine. Respectați-vă. Prețuiți-vă. Țineți cont de prospectul, așa cum se aminte aici, pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru ca familia să curgă bine, să meargă bine. Și dacă veți face așa, familia voastră va fi consul de rai. Ce-a mai rămas din Eden e familia. Și în familie poate să existe pace, poate să existe înțelegere, să existe armonie, să existe dragoste. Chiar dacă vor fi lipsuri, vor apare poate suferințe în drumul acesta vieții. Dar liniștea și pacea care se coboară în inimile acelora care îl iubesc pe Dumnezeu și l-au pe Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul lor, nu poate fi înnăbușită de nimic, pentru că ea vine de la Dumnezeu. Iubiți-L pe Domnul și slujiți-L pe El. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sărbătoarea anunții de aici, din această casă de rugăciune, se apropie de final. Ea va continua la restaurantul Napoca cu servirea unei mese. Înainte ca să plecăm de aici, am vrea să mulțumim Domnului și în același timp să vă mulțumim tuturor în numele Domnului Iisus Hristos pentru faptul că în această zi v-ați rupt din ocupațiile dumneavoastră și ați venit ca să fim alături de mirii noștri în această zi și în același timp să putem să stăm aici în prezența lui Dumnezeu și în prezența cuvântului Său. Dacă va fi cu voia Domnului, după masă de la orele 4:30 se continuă pregătirile în vederea botezului nou testamentar, iar de la orele 6 vom avea părtășie cu toată biserica. Înainte ca să creăm cadrul ca mirii să iasă primii din această casă de rugăciune și să putem să-i felicităm, vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune de mulțumire. Și prin fratele păstor Leneș aducem această rugăciune. Ne închinăm înaintea Ta, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, recunoscându-Ți autoritatea și suveranitatea. Și recunoaștem, Doamne, că în același timp de la Tine de sus vin toate darurile bune și desăvârșite. Și încă o dată Te rugăm, primește rugăciunile noastre la tronul de har și de îndurare. Și Te rugăm încă o dată, întinde-ți mână binecuvântată peste această familie nouă întemeiată. Te rugăm, Doamne, binecuvintează-ne acum la plecare. Binecuvintează serviciul care va continua la sala de mese. Te rugăm să ne însoțești Tu acolo, Doamne. Te rugăm să-ți iei locul de cinste în viața fiecăruia dintre noi. Ia-ți locul de cinste în familiile noastre. Și Te rugăm, o Doamne, să ne porți în brațul Tău în continuare și îți mulțumim, pentru că ești un Dumnezeu plin de dragoste, plin de bunătate, ești un Dumnezeu al promisiunilor care ne-ai spus că ești cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacurilor. Doamne, Te rugăm, însoțește-ne în continuare. Chemăm numele Tău peste adunarea aceasta. Și Te rugăm pentru cei care au participat și încă n-au avut o întâlnire reală și personală cu Tine. Prin Duhul Tău cel Sfânt Te rugăm, cercetează-i. Și fă-i conștienți de faptul că cel mai important lucru este să-și deschidă inima, să Te primească pe Tine ca Domn și Mântuitor, pentru că atunci când vom pleca din lumea aceasta, să petrece veșnicia împreună cu Tine. Mulțumim, Tată, că ne-a ascult, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Pe miri și pe
voi toți vă binecuvântăm în numele Domnului și vă dorim în continuare un timp binecuvântat sub privirea Domnului.